dimineața, părinte. Bună dimineața. La nouă bijuterie din țara. Din punctul de vedere, am spus-o mai în șoaptă, avem un logodnic la dânsul și o logodnică la trei. Suntem poate în cea mai, cum să-i spunem, voievodală, cnezială biserică, alături de cea de la Sfânta Mărie Orlea, cnezială construcție de piatră și cer pe care țara Hațegului are la îndemână. Suntem în Strickfalva, cum se chema pe la 1453, când e atestată localitatea documentar, în vecinătatea Călanului, unde din 1270 se ridică această construcție de arhitectură transilvană. Este oarecum contemporană cu biserica din Sfântă Mărie Orlea, cărei replică mai modestă pare că încearcă a fi. Și eu sunt bucuros din alt lucru, că părintele Andrei, care stă ascuns așa după cameră de luat vederi, ne-a spus că e filie a parohiei Ruș, acolo unde s-a născut părintele, și a părintele Mircea Păcură, și a slujit părintele, pe tatăl care l-am părintele mereu Mircea Păcură. Și i-ați mulțumit pentru... Și gândește-te cum am fost noi crescuți în sala de clasă în anul 1 și 2 când se vorbea despre ea, adică totuși. Eu fost o capelă de curte a familiei cneziale. Vestigii ale curzii se păstrează la 80 de metri nord-vest de locaș. Noi le vedem cu ochiul liber, probabil colegii noștri le vor prelua și ei în imagini. Turn clopotniță etajat, 3,40 m înălțime pe 2,80 m, așa înălțimea sa. O navă dreptunghiulară inițială cu tavan, 6,45 m ori 5 m. Altar rectangular decroșat, noi îl vom vedea fără iconostas, așa cum se păstrează el astăzi. Pe axa vest-est a locașului și zidurile navei au 0,85 metri. Noi le-am văzut cam cât sunt de groase. Coiful zidului de piatră, cupolă cu mici striații și decorari. La baza turnului se află două pietre. Mie asta m-a încântat cel mai tare la povestea străiului. Hai să-ți povestesc de ce. Sunt două pietre funerare romane, din prima fază se păstrează, o să ajungem să povestim despre lucrurile acestea și sper să-mi îngădui în interior să o facem. Ne așteptăm să ne calce iarăși ploaia și suntem cu ochii tot mai mulți astea, da. Suntem cu ochii atenți. Din faza primară se păstrează turnul plus nava plus absida altarului, apoi bolta de lemn, acoperișul și adaosul târziu se simt împreună. În 1717 se dezafectează pronaosul, biserica devine reformată printr-o construcție care va fi dărâmată în secolul al XIX-lea. Cimitirul este străvechi, e posibil ca să avem ca fundament o vila rustică romană. Și eu cred că structura sa inițială e o astfel de vilă după profilul de sol al construcției ca atare. Avem un turn cu ferestre la etajul 3, capiteluri pătrate și două ferestre, stil romanic. Îl vedem așa, parcă se înfige în cer cumva, nu știu cum să zic altfel. Avem de-a face cu un gotic timpuriu și ai să vezi de ce e așa. Eu însumi mi-am rămas uimit revăzând o parte din amănuntele legate de aceasta. Începuturile sunt consemnate ca atare în secolul al XIII-lea. Un ofițer austriac, Joseph von Hohenhausen, noi l-am mai pomenit odată, o socotea capelă păgână cu începutul de pe vremea lui Adrian, 117-138. Îți dai seama cât de departe mergea cu gândul. Ne oprim dintr-o nevoie sinceră de a trage în piept și de a spune că importanța acestei biserici este și din aceea că exact ca la dânsul se pare că în această turlă puteau să locuiască la un moment dat suficient de mult monah cât să asigure curții cnezeale cneazului de aici atmosfera duhovnicească, liturghia, vecerile, privegherea de care aveau nevoie. Ca la Gura Sada, dacă ți-aduci aminte că am vorbit despre același lucru, că există o posibilitate să fie un nucleu monahal pe lângă fiecare curte voievodală sau, dacă vrei, suntem în capela voievodală a unui cneaz din țara Hațegului. Rămâne ca istoria la înviere, când vor veni acasă toți și vor vedea ei să-și recunoască biserica care este neschimbată din 1200 și un pic și care, cred eu, păstrează cu sine urme absolute ale unei istoricități neîndoienice. Eu vreau să spun că pentru mine cel mai important este faptul că în tot ce înseamnă cercetarea aceasta mi-a readus aminte de propriile mele, de ce iubesc istoria, nu știu cum să spun. De exemplu, cele două pietre tombale care sunt păstrate în fundament înălțării turnului sunt extraordinar de bine păstrate și aduc două imagini care sunt extrem de apropiate astăzi poporului. În primul rând că pe piatra romană este un cioban îmbrăcat în haine din țara Hațegului, iar în cealaltă piatră sunt doi tineri, mai veseloși par decât mâhnitul cioban, dar ele sunt amândouă semne ale morții și ale nădejdii că după moarte nu este totul sfârșit. Ceilalți doi sunt la fel de bucuroși, îmbrăcați tot în haine, exact cum era icoana de la dânsul și a Mântuitorului adolescent, dacă ți-o aduci aminte, care purta o ie de dânsul, da, de la 1000 și cât vrem noi și înainte de 1000, pentru că, de fapt,
lucrurile cu adevărat valoroase ale unui popor nu se schimbă la telecomandă și nu vine nimeni să dicteze unui țăran autentic cum are el să se îmbrace când trebuie să meargă cu oile sale la pășunat. Pentru că e fiecare zi o sărbătoare pentru el. Intrăm în biserică bucuroși de soarele care ne ajută și ne sprijină, apune soarele peste o zi impresionantă pentru noi. Intrăm în biserică pentru a vedea ceea ce se întâmplă, de fapt, pentru prima dată în istoria bisericii. Avem afară o pictură, probabil făcută de un Grozie sau Grigore, dacă vrei tu, care a pictat pe din afară această construcție și prima biserică. Astfel ea devine cu 200 de ani înainte de bisericile pictate în Bucovina, semnul acestei estetici care trece dincolo de zid, acestui mesaj care trece dincolo de zidurile bisericii. De foarte multe ori mă întreabă, chiar dintre colegi, cum explic eu ieșirea din biserică și nevoia asta de a comunica tot timpul, și spune simplu, toate bisericile autentice românești au avut picturi în afară, vestind și celor care treceau pe stradă că Hristos a înviat și că nu e întâmplător în istoria vieților noastre. Deși este praznic în apropierea acoperimentului Maicii Domnului, când noi vom difuza emisiunea, să spune că suntem în fața unui chivot ridicat de credincioși adormirii Maicii Domnului. Mă gândeam Domnului Astăzi cum sună aici prohodul adormirii și am înțeles atunci de ce acest excepțional magistru de istorie, Părintele Mircea Păcuraru, ține atât de mult la această biserică. Mergem să o vizităm și poate dacă punem urechea, îi auzim. Într-adevăr, impresionantă. Așa e? Da. Ne-am așezat jos așa. Am crezut că nu vedem ceva mai frumos. Pe două capete de sigur, cum să spunem, ne-am pus. Dar să spunem că n-am să încep altfel decât prin ceea ce scrie baronul Iosef de Hohenhausen la 1773, însoțindu-l în regiunea hunedoreană pe împăratul Iosif al II-lea. Fii atent cum se cheamă cartea. Are un volum de însemnări, Antichitățile Daciei în Transilvania de astăzi, din timpurile când această țară frumoasă era stăpânită de romani. Băi, omule, zice un baron de Hohenhausen, să fim serioși, ce zice el despre cele două stele funerare. Aici se poate vedea stela funerară de la temelie cu cele două chipuri ca fiind simboluri ale morții și ale somnului. Este cunoscut că aceste modele erau obișnuite pe pietre de mormânt romane. S-a dovedit că romanii erau obișnuiți să personifice somnul și moartea sub chipul a două genii, spirite sau zei, care au înzestrate și cu toate farmecele tinerilor. Toiegele lor sunt făcute întru totul după modelul bâtelor ciobonești, încovoiate, care se pot vedea încă și astăzi la poporul de țar al Valahilor. 1773. Chiar și îmbrăcămintea de astăzi este aproape aceeași cu cea care apare și în înveșmântarea celor două personaje în doliu. Cămașa ajunge până la jumătatea coapselor, peste care îi trag un laibăr scurt, cu mult mai scurt decât cămașa. Bătrânii se îmbracă într-o mantie și își întrețin bărbile la fel cu cele ale celor care se pot vedea în stelele funerare. Aceste două stele funerare ne arată, pe de o parte, cât de puțin s-au schimbat locuitorii de azi ai acestor ținuturi față de strămoșii lor de odinioară. Pe de altă parte, ele ne arată că aceste două chipuri prezentate nu înseamnă altceva decât amărăciunea poporului. E fabulos textul. E poet. Acum ne și place că scrie frumos despre ei noștri, cum s-ar spune. Eu am rămas încântat de povestea aceasta. Deci la fundamentul, să le spunem celor de acasă o dată în plus, se va vedea pe filmare, sunt convins, la fundamentul acestui turn care pare infinit când îl privești, probabil că pentru copii chiar este infinit, se află două stele funerare arătând că, de fapt, Miorița stă la rădăcina învierii. Modul în care se înțelege Miorița din acest punct de vedere este cel în lumina învierii. Acum trebuie să spun că pictura a fost restaurată între 1970 și 1972 de Nicolae Sava. În interior și în exterior, revin, avem de-a face cu o biserică printre cele mai importante cu picturi externe cu 200 de ani înainte de cele din Bucovina.
Virgil Vătășanu și Grigore Ionescu susțin că maestrul Grozie, fiul meșterului Ivăniș, a pictat biserica. Există și o altă explicație, doamna Ecaterina Cincheza Bucule, care propune că Ambrozie, meșterea Ivăniț, a zugrăvit biserica. Deci, un Ambrozie, nu un Grozie, dar părintele, cele mai impresionante informații le-am din cartea aceea a părintului Dobrei, Bisericii Ortodoxe Hunedorene, apărută la Arad în 2010. Prima mențiune a bisericii la 1392. Biserica aparține unei curți cneziale și are hramul Adormirea Maicii Domnului. Deci de la 1392 până în 2023, biserica are același hram. Să spunem că de tine am aflat, suntem la povești cu părintele Andrei, care nu se vede, dar noi îl vedem, că până târziu, prin anii 41-46, părintele Ștefan Păcuraru, tatăl părintelui, a slujit aici. Trebuie să spun și povestea lui într-un fel sau altul. Când s-au pregătit să-l execute comuniștii, a sărit să-l apere tatăl unui prețios prim-ministru din vremea aceea, dr. Petru Groza, care este mormântat la Băcia. Petru Groza și părintele, cred că este acolo. Era bun prieten, foarte bun prieten, și l-au apărat săracii și oamenii din zonă, care au vorbit despre valorile excelent preoțești ale părintelui în toată perioada războiului. Acum, între 1370 și 1380, avem prima pictare a bisericii. Ctitorul este cneazul Petru, fiul lui Zaicu, la 1374. Cnezii din Strei sunt, de fapt, o ramură a celor din Strei Sânt George, deci îți dai seama, era o familie mult mai amplă. Ți-aduce aminte că noi am povestit la un moment dat, când am vizitat donjonul din apropiere, ne-au spus atunci, și o spunem și noi, am descoperit în documente că el a ridicat și să se apere pentru rivalitatea între familii, dacă ți-o așa. Da, da. Făceau parte din gnejii care între 1347 și 1380 l-au ajutat pe regele Ludovic cel Mare în Italia la bătăliile de acolo și de acolo se pare că au adus această atmosferă oarecum adriatică a picturii și a construcției. Un stil italo-adriatic al picturii, un amestec renascentist lombard și o rigoare bizantină. Așa se simte, de fapt, în pictură. Primul pictor ne și lasă o imagine a lui, un autoportret, și semnătura murală în apsida nordică a altarului, acolo unde avem de-a face cu semnele acestea ale existenței lui. Ce e de remarcat aici? Că avem așa un cortegiu al apostolilor, Maica Domnului, Dulcea Sărutare, atât Fecioara și pruncul poartă Străi Ardelenești. Ce frumos! Sfântul Nicolae, zugravul Grozie în costum cavaleresc cu glugă. Da? Sunt pictat Sfântul Nicolae și acest zugrav Grozie cu glugă, care țin fiecare câte o biserică în mâini, niciuna însă din Străi. Și asta arătăm că biserica este una. Foarte impresionant asta. Deci amândoi țin o biserică, niciuna n-are profilul acesta din stel. Și totuși, biserica este una. În auz nașterea Maicii Domnului, închinarea magilor, Fecioara între Sfinți, iară Sfântul Nicolae, se pare că la piciorul Arhanghelului din pictura Bunei Vestiri, de la templă, de pe templă, ar fi zugrăvit cneazul Petru și fiul său, Zaicu. Păi ce poveste e aici, de fapt? Noi ne apucăm să scriem istoria altor popoare, să ne încântăm de toate prostiile de filme și de toate personajele insalubre intelectual și de aia nu știm nimic. Ultimele cercetări aparțin lui Ence Rișcuța și Ferenț, noi cercetări arheologice și câteva considerații privind complexul ecleziastic de la Strei. Ei sunt cei care lansează prima dată ideea aceasta că biserica, mănăstirea avea un rol defensiv sub purtarea de grijă a regelui Ungariei, sau că este chiar o mănăstire pe lângă curtea cneazului. Deci am în două situațiile, ne convin până la urmă câtă vreme biserica e o biserică parohială pentru oamenii de aici. În urmele importante pe care le vedem de jur împrejur sunt în urma cercetărilor făcute de cei doi, au descoperit zidul și urma vechii capele reformate, care a fost un adaos la clădirea aceasta. S-a încercat o parohie, dacă ți-au ce aminte, povesteam și sus la Densuș, când a fost de încercarea creației unei parohii reformate, calvine, dar cu un singur preot pe mult mai multe sate, nu cred că a ținut foarte mult. Sunt 43 de morminte de inhumație descoperite, o reînhumare colectivă, probabil o moarte mai dură. Arheologic s-au descoperit o monedă a lui Ferdinand I, 1526 până în 63, 50 de ani de monede, de fapt, se vor întâlni în toată această perioadă. Nu sunt lucruri cu totul speciale, doar că, lasă pare, s-a descoperit un opaiț roman complet.
care a circulat în perioada Flaviană. Asta arată încă undeva ceea ce spuneam, o vila romană este cât se poate de posibilă. Iarăși e important că cercetările dovedesc că în epoca post-romană localitatea a fost locuită fără discontinuități. Asta e lucru foarte, foarte important. Din punctul meu de vedere, asta e povestea Străiului. Pentru mine a fost important să descoper că, de fapt, toată povestea acestor morminte sunt înmormântate, inclusiv o mamă cu un copil au fost înmormântați. Mormintele nu au fost toate afectate, dintr-o parte s-au luat câte ceva, iar în teritoriul în care cândva a fost capela calvină se află și un mormânt, probabil al cneazului care a trecut la calvinism și a fost înmormântat cel mai probabil în mormântul respectiv. Ce e important să spunem că sub presiunea acestei autorități a regatului ungar, lucrurile au fost tot timpul tinse la extremă. Așa apare din Ioan de Hunedoara Huniade, în Matiaș Corvin, în loc de Matei Corvinu, o schimbare dureroasă de biserici. Noi știm, noi pe Iancul iubim, dar nu uităm că a dărâmat biserici și că a schimbat într-un fel sau altul cursul istoriei ortodoxiei din țara Hațegului și a Hunedoarei, dar nu i-a schimbat pe ortodoxi. E foarte important de reținut. Povestea merge mai departe și prin aceea că până astăzi locul rămâne un loc de pelerinaj pentru foarte mulți dintre oameni. Poate ar trebui mai mult insistat la știu eu, construcția unei bibliografii generale în limba română pentru zona aceasta și la dăruirea unor puncte de reper importante. Noi am descoperit, dacă ți-au aminte, la Ulpia Traiana ne-am cumpărat de la chioșc inclusiv o cărticică despre bisericile de piatră din zonă. Rămân adeptul în continuare a vocii Părintelui Mircea Păcuraie, îmi sună de la începutul emisiunilor, de la dânsul și de aici în ureche și mi-am dat aminte cu câtă liniște și câtă frumusețe povestea despre locurile acestea și îl înțeleg. Adică știu. Noi am și trecut prin satul Părintelui și ne știu de ce făcea așa. Se mai spune că cercetările recente acestea legate de morminte n-au dus la descoperiri, știu eu, extraordinar de mari, dar revin, au dovedit odată în plus despre ce este vorba. Ele au început, de fapt, pentru ca micile canale de drenare să poată să fie aprobate, s-au primit sute de aprobări. Între timp, în schimb, din zonă, ca și la Densuși, sau ca la alte monumente istorice și alte situri arheologice, alții care au ideea că e mai important pământul privat decât pământul istoric, și-au permis suficient de multe abuzuri. Sper din toată inima să-i lase Dumnezeu să se odihnească pe strămoșii acestei biserici. Lângă noi, de exemplu, cimitirul este funcțional în continuare, dar nu la mai puțin de 80 de metri de... Fiind monument... Da, numai că noi doar aici ținem cont de asta. Dacă construim câte o bodegă, câte o gogoșerie și o covrigărie pe lângă școli și biserici, nu ținem cont, sau câte o sală de jocuri. Știi că e mai nou așa facem, cât mai aproape de copii să-i putem ispiti. De într-un fel sau altul, cred că în sine, biserica asta e și un semnal de alarmă, că trebuie să ne menținem vii valorile de genul acesta. Aici nu e o biserică de piatră în ciuda tuturor aparențelor. Este pus cort peste cort. Exact ca la Densuși. E inimă romană peste inimă valahă, peste inimă română, peste inimă de sfânt, peste inimă de luptător. Adică în permanență zona aceasta a născut caractere și a născut oameni cu dragoste de țară. Asta e lucru cel mai important. Au păzit țara pe cele mai grele voi. Și cred că cel mai bine se simte acest lucru aici, la Sfântul Altar, în momentul Sfântului. Am uitat să le spunem că nu avem catapete, am păstrat piatra care este, fără îndoială, o piatră de templu, exact cum era. Noi n-am putut la Densuși să insistăm la filmare, dar Părintele ne-a arătat cum piciorul Sfintei Mese la Densuși este o piatră funerară, iar deasupra un capitel și o piatră funerară pusă deasupra. Îți dai seama să slujești o piatră funerară de acum 2000 de ani. Deci e dificil pentru oameni să priceapă lucrurile acestea. Nu e vorba de emotivitate ieftină sau de empatie la niște sisteme istorice, ci pur și simplu arată odată în plus că rădăcinile noastre sunt în cer. Asta e lucru cel mai important. Sunt foarte mulți care ne întreabă ce dovezi scrise avem despre lucrurile acestea. Uite, ai văzut câteva, s-au găsit. Dar dacă privești la rădăcina din altar a neamului ăstuia, înțelegi, dacă vrei să înțelegi, înțelegi până la capăt. Asta a fost și gândul nostru și dorința noastră de a pune pe harta emisiunii noastre și acest loc extraordinar și să invităm pe toți cei care ne urmăresc ca în călătoriile lor să nu piardă din vedere că astfel de locuri trebuie vizitate. Dacă vor să vadă cu scrie istoria așa cum îi se dictează, că există locuri în țară care o să-i judece la a doua venire.
că nu e vorba de mitologie românească, aici e vorba de realitate. Icoanele astea sunt, de fapt, după chipul și asemănarea celor care, an de an, și poate zi de zi, au trecut pragul și s-au bucurat de prezența lui Dumnezeu aici. Poți să-ți închipui cum slujeau aici, ne-a dat mine aici, Domnului. Ce înseamnă un 15 august acum? Sau un 200, prohod al Maicii Domnului seara. Fii atent cât cobor. 1000 de ani? Poți să-ți închipui ce era atunci aici? În ce mod oamenii ăștia reușeau să se bucure de viața în Hristos și să se umple de har? Și cum se bucură și acum de slujbele săvârșite aici, de adormirea Maicii Domnului? A rânduit Maica Domnului să facem așa înainte de sărbătoare închinată ei, iată să le prezentăm un astfel de loc. Fără să o adoarmă în slavă, n-am fi avut slavă acoperământului, asta este sigur. Părinte, vă mulțumim că ne-ați oferit așa bucurie. Să-i mulțumim Părintele Andrei că ne-a primit și preasfințitului o dată, în plus că ne-a dat binecuvântarea să fim aici. Și sper din toată inima să le spunem oamenilor așa cu inima deschisă, veniți și vedeți când vă mai rușinați că sunteți români, că vi se mai calcă în picioare ortodoxia, când simțiți că vă pierdeți copiii și că nu are sens ce faceți. Veniți aici și vedeți cum s-a salvat un popor. Să vă încărcați bateriile duhovnicești. Vă mulțumim și continuăm călătoria noastră prin aceste lucruri. Mergem mai departe. Mulțumim.